Salutare și bine v-am găsit aici la primul episod de pe noul server temporar. Suntem aici împreună cu marii, cu șmecherii din breazla asta pe care o creăm noi acum. Alături de Beat. Salut. Și Kent, uitați, Kent online, este online acum. Merge și el să bată. Avem 95, a patra zi, e luni. Avem level 95, avem tăișul pe și multe alte chestii. Avem 200 de milioane. Avem mult mai mult, dar ne-am decis să dăm aseară, în 8 antice. Ghiciți câte legendare au picat. Da, niciunul. Deci dintr-o linie de antice n-a picat nimic. Și mai avem pe aici un rubi legendar, un jad gol legendar, un safir full legendar, un granat antic și la Onyx o luăm în gură, că n-avem nimic. Da. Dar astăzi suntem aici să ne facem armura asta. Avem 43 de schimbătoare și trebuie să prindem vânt. Pe asta am prins 5 pe vânt. A prins bit și 20 animale. Deci mergem cu ea să facem baroneasa. Să vedem, băieți, din câte schimbătoare pică vânt. 3. A, stați că avem și niște ouă. Haideți să deschidem razadorul ăsta mic, să o denumim Mimi. Și să vedem, are 2 skill-uri. E prost. Tip 1. Nu mai zic nimic. O deschidem pe cealaltă Mimi care este... Ce pet este? Executor. Așa. Executorul care e tip 5. Trăiește și 13 zile, dacă nu mă înșel. Cred că cu asta murim. Ia vedeți că am făcut și o misiune aici. Aici cu... Termină și primim 100 SP. Nu ne interesează. Ziceți, băieți, din câte schimbătoare facem noi 5 pe vânt pe armură? Eu am zis din 3. 5. Din 3. 5. Deci punem aici 3 și mai punem încă 2 deoparte. Și le punem așa una câte una, să fim youtuberi adevărați de Metin 2, că altfel nu intră bonusul, nu? Păi da. Se desparte și ăla. Perfect. Deci avem aici 5. Din prima, 5 pe vânt, 5 pe foc, deci absorbită de PM. Păi de tempo. Bună. Din 5, băieți, nu? Ia, ne luăm și noi, cum se numește aia? Sticlă? Sticlă sau... perspicacități. Nu luăm cu MD-uri, că o, mai e bună și de, e bună și de brazador și de jotun și de tot. Haideți, băieți, că... E bine că am dat drumul la live, la ăsta. Vânt. E o nebunie asta. Are 5 KPV, 5 pe vânt, 5 pe foc. Bine, aproape 5 KPV. Are și rezistență la magie. Deci nu o să avem probleme în RX. Și 10 absorbită de PM. Păi nu mai... Gata, nu mai... Nu mai bagi pe albastre. Nu. Haideți să vedem rubinii ăștia. Din câte prindem 20 diavol. Din astea 4 care conjură din astea. Haideți să vedem. Cum era? Din prima. Cum era? Deci din primul nimic, 15 clopă, 15 vanta, eu așa las. 3 semiom. Ce părere aveți? Băgăm schimbă? Schimbă, normal. Normal că schimbăm. N-a picat nimic și din al patrulea 10 diavol. Dacă era 10 diavol sau 20 diavol, de ce se mi-a... Hai, mai riscă, mai dă-i 4, părerea mea. Păi, îți dai seama că acum trebuie să-i bag... Trebuie să prindă 20 diavol. 10 diavol. 6 diavol. Parcă 6 diavol, 6 orci. Parcă dă, parcă vrea. 15 sabie. Încă 4, hai. Ia că le aduc așa mai aproape, la intimidare. 6 diavol. Punem unul aici. 20 animale. Mă duc, mă, să fac baroneasa? Hai, dă-i în continuare. Ai văzut, l-am speriat. Iar 20 animale. Bă, vreau să fac baroneasa aia, mă. Dar hai, mă, cu 20 diavol, mai 4 diavol, 10 orci. Fiți atenți că în ăștia intră full, intră 20 diavol, 20 orci. Trebuie să schimbăm și noi, că avem niște cercei de argint cu 20 diavol. Schimbă slotul, nu mai dau pe 3, dai și tu pe 2. Dau pe 3 eu de sus?
Nu, inventar, schimb inventar. Ah, inventar, mamă, păi... Haideți și... Hai să mai deschidem niște cutii din astea vișinii. Din 20, câte vrăjește ne pică? Când ne pică un vrăjește, ne oprim și dăm cu ăla. Ah, ne-au picat două, scuze. Punem aici două deoparte. Și dăm. Unul de aici. 20 de ori. 10 ori. Bun. Am zis unul de aici și atât a trebuit să zic. Bă, vedeți? Deci, vând vrăjește, băieți. Cine dorește vrăjește? Am și marmure, vând și marmure. Asta nu se stachează? Nu, asta se... Mai am aici o brățară. Aș da un schimbă și în asta, ca să am 25. Fiți atenți cum pleacă schimbă torul ăsta în brățară. 10 fulgeri, 10 vânt. Ai, atât s-a putut. Stați așa, că primul m-a interesat să-l bonusez. Și voiam să pun ceva aici, dar nu mai știu ce. Cred că voiam să pun mantia și... Avem așa, adaugă de vânzare, marmură de vânzare, vrăjite de vânzare, băieți. Aș deschide și niște verene, dar o să mă umple de mănuși. Ia mă, hai să vedem, dacă ne pică vrăjite, bagă în brățara aia. N-a vrut, mă. Hai că mi-au picat de toate și nimic. Ne urcăm înapoi pe placa noastră de surf. Și dăm... scoatem însoțitorul și dăm în el. A reușit. Deci, băieți, eu până să mă apuc pe serverul ăsta nu știam că obiectul poate să ieșeze de la plus 0 la plus 1. Leac necunoscut. Și dăm și mie un zeu de ăsta. Avem și 200 de zeu aproape. Dar avem suvenire? Nu cred. Nu le-am luat de pe ninjalei, nu? Da, băieți. Nu. Avem și niște ninjalei, sunt level 60, ne pregătim. I-am lăsat pe auto. Ce am zis că avem nevoie ca să... Da, suvenirul de mână. Suvenirul demonului. Unde găsesc eu suvenirul demonului? Stați să revin, că nu mai știu unde l-am pus. Haideți că am găsit câteva suverine aici, în depozit. Și dăm așa cu zeu din prima. Și facem plus 6 și așa rămân. Hai că îi facem. Acum nu mai am leacuri. Cât costă mă un leac? Leac necunoscut, dăm și noi după preț unitar. 400, ok. Plus 5. Bun. Și după aia plus 6. Gata. Bravo. Și la plus 6, 7 nu mai dăm, că pe ăla e 12 milioane. Nu merită. Acum să văd cu cât vindem cercei ăștia. De argint, dacă îi dorește cineva, sunt de nivel 15. Deci, depozit, le băgăm aici. Haideți să vă arăt așa ce mai avem, pentru că aici avem o grămadă de cărți. Avem asta 5 pe foc și cam atât, că nu cred că... De fapt, ar fi bun asta pentru un jotun care 20 ori. Mă gândesc că, cum se spune, o să rezistăm necasura. Mai avem un scut tigru aici, 20 diavol, 5 semi, 10 ori. Mai avem un scut 20 diavol, 20 ori, 5 semi. Asta frumos, cum vine costumul aură. Îl băgăm repede un imun pe costumul aură și îl folosim pe ăsta. O brățară 5 pe vânt. Trebuie să-i băgăm marmură. Și ce mai avem? Setul de fulger, care nu e wow. Avem Marcus Staffering. Să-l bonusăm și pe ăsta, mă? Sau ce facem? Nu, lasă, nu-l bonusăm. Eu zic acum. Mai așteptăm. Că da, e plus. Îl bonusăm degeaba că n-avem ce să băgăm. Și granat. Cercei granat și arcul Phoenix l-am luat din cuferul întuneric. Au, uite, două aure. Hai să vedem și prețul aure. Avem și două banderole roșii. Nu mai știu să vorbesc. Cred că vorbesc prea mult și prea repede. Cât credeți că sunt aurele astea? Luăm și noi 2 milioane pe ele? Sau mă arunc? Nu, cred că mă arunc deja. Hai să mă duc la 1. Uite, 1.1. Cred că tot la 900 cale pun și aia. Hai mă, cât să fie? La cât le-ai pus subit? 900. 900 fix? 890 sau nu știu cât le-am pus. Da, de, cam atâta costă. Ce mai avem pe aici? Niște chestii. Uite, vezi că... A, iurișul l-ai pus cam scump.
Mie nu mi se vindea la 35K. Atunci aruncă-l pe jos. 898. Lasă-l acolo. Piatra asta, protecție, nu știu cum să fie. O pun și-o la atât și vezi chiva asta. Stai că am pus-o puțin cam mult. Vreau să pun 99K. Încearcă eschiva aia pe armură noastră. Nu, că punem plus 4 pe armură. Okay. Acum voiam să mă uit să cumpăr. Și mai e cutia asta pe care nu o să o vindem. Că nu prea se vând. Să punem zeurile înapoi. Și cât costă o grabă? Grabei. E grabei, nu? Da. Grabei plus 4. Cam mult. Eschivă. Eschivă dădea corporal sau ce? Sau dădea... E și asta multe, 4 milioane. Zice, nu pune momentan că nu există protecție plus 4. Ai căutat prost. Nu contează, nu mă mai uit. Miticele sunt 18 milioane. Anticele, scuze. Era un mitic? Nu era antic. Legendar. Mitic. Mă interesează un mitic. Mitic cu rezistență. La cât e? Rezist. Să-l iau mă pe ăsta la 3-1-30. Tu ce zici, Kent? Să merită să mai dau 50 de milioane? Mai aici? Da, sunt aici, mă gândesc, nu știu. Ăsta are apărare magică și rezistență, da? Și ăsta are paguba abilității în plus. Oare merită să pun pe Sura și paguba abilității? Excalibur îl cheamă. Haideți să-i dăm un PM. Bă, ar ajuta, adică... Excalibur. Salut, ești? Am scris bine? Nu cred că am scris bine, nu? Excalibur. Ah, da, am scris bine. Hai să vedem shop. Mai e vreun alt shop aici? Par fi 1K1, apărare, rezistență. 1K1. Nici asta nu mai am. Bă, ce n-ai, bă, mă? Parfinator. 5 ori. Nu ne interesează. Ăsta. Cum facem noi rost de 2 ori, băi, țin seara asta? Cu greu. Hai, mă, unde e shop-ul ăla? Vrei să vedeți la un capitan Hashin L-ai găsit? Vin. Da, da. Hai. Dar stai puțin să găsesc la asta shop, că-s curios ce mai are prin el. Vezi dacă de fapt ăla are spawn random, nu? Da, 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 dai că l-am găsit, hai să-l batem, dacă eu cu... nu știu, nu-l bat. Cât de meci dai? Ca să știu dacă bag șamanca. 2K, e ok. Adică 1,2, 2K pătrundere acum. Nu, cred că-l batem oricum. Stai așa, ești legendarul nu? Ăsta are apărare pagomii, nu cred că le interesează pe nimeni să-l echipeze, nu? Nu. No. 160. Hai să-l pun pe shop, poate să-l cumpără. Un 1,60. Sau dau eu în el și aia. Haideți că revenim de când batem capitanul ăla, nu știu cum se numește. Haideți că suntem aici la capitanul Huashin și acum generalul. Îi dăm... Bă, da, s-a deblocat că i-am luat eu agro-ul. Ia, așa e bine. Și acum generalul. A, asta parcă... Bă, stai mă că nu dau damage, că nu mai am... Dăm în el. Păi iar mi s-a dus tăișul. Așa. Dăm în el 4K aproape. Mamă, dăm bine. Sau dădeam un mod. Nu, dăm 3K aproape. Fără site, fără nimic. Sunt curios oare dacă pot să-l bat singur. Dacă aș da un... Dacă aș băga un site. Dacă nu, cu șamanca, așa e. Pergament, comoară, ce? Ce nebaia? Uite, colier plus 4, nimic. Dă cu zâc până la urmă. Uite, cheie de argint. Phoenix, nu știu ce. Ce neba? Pergament, comoară, ce? Unde neba mă duc? Habar n-am. Uite, un scut. Vultur plus 4. Și ăsta n-are nimic, nu? Ăsta n-are nimic. Băgăm o licoare. Cristal albastru, nu știu la ce avem nevoie. Cred că-l arunc. Uite, o cheie răsucită. Haideți că suntem aici la capitanul Leongan.
Încă nu am băgat niciun attack site și vă că-l ducem. Deci e bine, măcar nu mai trebuie să mă chinui și cu șamanca. Pot să farmez doar de pe Sura. Aici am un băiat. Crește Cristian cu Guli și cu... Ia mai încă un știu, doi șamani, uite, range. Dacă se bagă aici, cred că o să moară. N-am ce să fac eu pe auto. Sper că nu te superi. Am o... Doar să nu dea speluri. Oru. Să nu pice dropul pe el. Dar eu zic că... Sau? Oare reușim să-l batem? Asta 20%, asta 15%. Nu știu, nu sunt sigur dacă reușim să-l batem. Vă, dar bănuiesc că da. Dacă am bătut capitanul ăla. Haideți să stăm așa, putem să vedem. Să vă mai arăt și din teme. Deci avem șarfa asta. Am luat, am făcut 2 șarfe de 13%. Nu știu cum fix ambele au și 13%. Din 1000 de mediuri, ceva de genul. Avem asta, rezistență vânt, 30 valoare atac. 15 furi de rece vânt pe cuiful ăsta. 5 pătrundere, 20 de avol aici. Mai avem un skin, 3 pătrundere, 10 semi aici. Am început să deschid și cufere din astea pentru tichete, că poate, cine știe, facem și... Adică am mai dus niște goblini, după cum vedeți. Dar poate facem rost de un vânător. Iar mi-am luat stan. Ia cine a picat. Teblană de Yeti, fiere de plus. Ragnar cunoscut cu plus. Mi s-a dus tăișul. Bă, nu știu dacă îl bat. Aș băga un site ca să nu mai stau. Am murit. Nu eram atent deloc. Stați. Hai să băgăm aici un site de atac. Să-l blocăm din nou, băgam, și piciorul ce îmi place mie să-l blochez. Ia mă, s-a blocat. Dacă mă urc eu acum pe el, îl arunc. Hai că nu-l arunc. Să arunc și licorile astea, arunc și blana, arunc și fierea. Pulpe de broască. Ia și șirchenul ăsta cu plus. Nu mai știu care e, niciodată nu știu care e șirchenul ăla de merită. Uite o banderolă roșie. Deci n-am scos câteva cufere din banderola aia. Și câte chemai am? Mai am... Ia să pun eu 9. Ca să le am aici stacate și să deschid. Tichet, tichet. Avem 31 de tichete. 32. Pentagon plus 2. Monușa înțelept. Coif plus 2. Da, nimic interesant. Mamă, n-avem damage să-l batem, nu știu dacă avem damage. Nu mai am ce să pun altceva. Asta le pun aici. Trebuie să deschid și celeurile astea. Hai că, ia vedeți că aproape l-am bătut. Dar ne luăm stun aia în asol. Trebuie să fac rost neapărat de un scut cu imun 20 diavol. Poate și un coif cu fulger și... 20 de avă, aș băga o marmură pe el. Așa la mișto. În rest, n-avem cine știe ce iteme. Aici am băgat doar adaugă și atât. Și brățara are 10 fulgeri, 10 diavol. Hai mă că moare. Hai că am vorbit prea repede. Bă, da, dă cam mult damage. De ce dă așa de mult? A, cred că din cauza costumului, că nu mai am... Nu mai am fulgeri pe costum. Și fiți atenți, luăm așa, scut, brățară, scut, cheie scoică, scut, cheie însângerată, colier și scut. Da, haideți că funcționează, putem să-l batem. Îl batem mai greu, dar măcar îl batem. Nimic pe asta, nimic, 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 da. Haideți că revin după ce bat pe toți, dacă mai sunt. Haideți că am terminat de bătut toți iunganii ăia. Avem 4 însângerate. Și dacă căutăm aici însângerată, e 6 milioane însângerată. Deci
Merită, merită bătuți. Avem și niște scoici, uitați, avem 7 scoici. De 6 milioane. Dacă mi s-ar despărți și mie, s-ar fi minunat. Ar trebui să mă duc în pădure să dau și un level, sincer. 6 milioane 100, așa am fost bine. 6100 și să vedem scuturile, brățările. Deci uităm la bijuterii, 54 și dăm aici plus 6. Oho, 5 milioane. Nu știu dacă se vând, o pun și la 4. Și la scutul de 61 care este la armură, echipament, scuturi, 64, cu, 61 scuze, cu 61, nu plus 6, vreau plus 0. 100k, haideți să mai căutăm, 100k, 170, da, punem 169, fie crescut. Am spus așa, ăsta, hai să-l punem la 3.500. Cine are nevoie îl ia, cine nu. Și fiecare scut din ăsta am zis 165, nu știu cât am zis, pun 165. Și facem câțiva bănuți din toate chestiile astea. Asta e plus 4, tot 165 punem. Plus 3, plus 3, plus 3. 165, cred că 6 plus 4, nu? Nu, plus 3. A, ăsta era plus 4, ok. Și eu mai trebuie să-l pun și pe ăsta. Să mai am aici câteva brățări și scuturi. Avem ceva. Scut. Și încă un scut. Mamă, cine a pus mă la 999? Cred că a vrut să-l pună la 99, ca dar... am mai băgat un 9 din greșeală. Și cam ăsta e shop-ul. Mai vindem noi siamezele astea. Ia, shuriken-ul ăsta. Shuriken cu plus. E 160 și celălalt care mă la scump. Deci ăsta cu plus e la scump. 169, 160. Da, pe asta le băgăm în depozit, le păstrăm. Păstrăm și banderola. Și... cam atât, nu cred că mai avem foarte multe chestii de făcut. Poate să mai încerc eu încă un arc Phoenix. Stați că revin de acolo. Haideți că stăm aici la băiatul nostru care, fix așa, pe final de episod o să ne dea succes. Ia vedeți mă cum am mai făcut un arc Phoenix. Și din păcate nu mai avem creme și nimic. Și sunt aici curios de o inscripționată. Am nevoie de cuțit, gravat, rubin și ornament smarald. Ok, o să țin minte și la lamă, ametist și rubin. O să vreau să fac și o inscripționată din asta. Sau nu, stai, unde e aia de 100% în care îți păstrează bonusurile? Nu e la asta, nu? Sau era la asta? Nu mai știu. Oricum, ai ieșit și arcul Phoenix, a mers bine. Nu uitați acolo de un like, un share și un subscribe, să vă faceți cont pe linkul din descriere și dacă se strâng câteva like-uri frumușele, că am văzut că s-au sunat 20, haideți că poate facem un 40 de like-uri, că la acela videoclip avem mai mult de 20. Dacă facem 40 de like-uri, facem și un giveaway, dăm și niște bani sau cutie bonită, schimbări gratis, tot ce vă doriți. Haideți! O zi bună, să aveți în continuare! Pa, pa!